În timp ce la București are loc reuniunea ministerială a NATO, Vladimir Putin nu dă niciun pas înapoi în ceea ce privește teritoriile ucrainene aflate sub ocupație. Liderul de la Kremlin a anunțat că vrea să integreze juridic regiunile în care au avut loc așa numitele referendumuri de unire în urmă cu 2 luni. Președintele rus Vladimir Putin a cerut Curții Supreme ruse să înființeze curți federale în teritoriile ocupate din Donetsk, Lugansk, Zaporojie și Herson și să numească judecători, totul ca parte a ceea ce a caracterizat drept o integrare rapidă a populațiilor din teritoriile ocupate. Acest lucru trebuie făcut cât mai curând posibil pentru ca cetățenilor care locuiesc în aceste teritorii să li se garanteze dreptul constituțional la protecția judiciară. Aceasta este o muncă foarte serioasă legată nu numai de selecția personalului instanțelor, inclusiv de judecători, angajați ai instanțelor, ci și de construcția de noi clădiri, suport material și tehnic pentru activitățile instanțelor, a declarat președintele Vladimir Putin în timpul unui congres al judecătorilor. Pe 23 septembrie, Rusia a organizat referendumuri ilegale în Donetsk, Lugansk, Zaporojie și Herson, astfel încât să-și justifice anexările. Rusia a ales să facă acest lucru, deși nici măcar nu controlează în totalitate regiunile. De altfel, referendumurile au fost organizate prin încălcarea flagrantă a dreptului internațional, astfel că ele nu au fost recunoscute de niciun stat, nici măcar de China.